Au fost stabilite recent normele metodologice pentru susținerea probelor la examenele de evaluare națională și bacalaureat din acest an. Pentru candidații care au susținut de cel puțin două ori examenul de bacalaureat au fost definitivate taxele de achitat de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Astfel, pentru proba de competență lingvistică și digitală se plătește 30 de lei, iar pentru proba scrisă 50 de lei. În conformitate cu normele metodologice pentru susținerea examenelor pentru evaluarea națională și bacalaureat, trebuie asigurată evaluarea obiectivă a candidaților. În ceea ce privește selecția observatorilor, orientarea este către reprezentanții ai asociațiilor de părinți și cei ai ONG-urilor care desfășoară activitate în domeniul educației, cu condiția de a nu se afla în relații de rudenie cu candidații. Pentru a putea face parte din corpul observatorilor, doritorii trebuie să se adreseze Comisiei Județene de Evaluare Națională și Bacalaureat prin solicitare scrisă până pe data de 1 iunie.